voi nu vă știți cu toată lumea, e important să discutați un pic între voi obiectivele alea. Sunt foarte clare la noi în cap, și la noi în cap sunt clare, le-am pus și pe foaie, sunt și mai clare. Când le verbalizați, când le explicați unei alte persoane, s-ar putea să capete o altă formă sau alte valențe la care nu v-ați gândit. De-aia, etapa a doua exercițiului este să ne ridicăm cu toți în picioare, să căutăm o persoană pe care nu o cunoaștem și să discutăm aceste obiective cu ea. Aveți 4 minute să faceți asta. Aveți o persoană nouă și spuneți răspunsul vostru la cele 3 întrebări. Perfect, vă mulțumesc mult, haideți la loc. O să fie și o pauză în care o să aveți ocazia să continuați discuția. Etapa a treia se va petrece la final, când sunt foarte curios să aud ce ați luat, ce s-a întâmplat, care a fost urmarea acestui exercițiu. Până atunci însă, am câteva întrebări pentru voi și aș vrea să-mi răspundeți câțiva dintre voi. Cum a fost? Cum a fost să mergeți la o persoană nouă? Foarte ușor. Foarte ușor? Da. Nu, dar mai are frică de vorbit în public, are frică de a merge la persoane noi, necunoscute, dar persoana necunoscută rămâne necunoscută dacă nu-i închizi mâna și spui numele tău la un moment dat. Alte păreri, cum a fost exercițiul? Ce s-a în spate? Eu cred că oricât de bine ai cunoaște o persoană, chiar până și părinții noștri, în o oarecare măsură sunt și necunoscuți. Am înțeles. Deci la persoane necunoscute ai găsit necunoscute. Bun, perfect. Haideți să vedem câteva răspunsuri de la voi, la cele 3 întrebări. La fel. 3, 5, maxim 5 răspunsuri. Te rog, Felicia. Bună, sunt Felicia, sunt de ceva din la public speaking, dar în continuare venind aici învăț să fiu un speaker mai bun, văd de la alții care sunt mai buni ca mine. Cu ce plec de aici sunt noi informații, noi metode de abordare și întotdeauna noi prietenii. Și cum poți să-i ajut pe ceilalți, am observat că le contează foarte mult să le încurajez și oamenii se bucură și le primesc foarte mare deschidere. Perfect, încă. Dar eu îmi doresc conexiune cu oameni. Deci sunt genul care am făcut multă vreme cutiuța mea și vreau mai multe conexiune cu oameni. Cum știi că ai văzut asta? Deci că am obținut când am o conversație constructivă în care eu contribui și celor contribui și e așa ca o conversație. Și cum o să fie de folos cu celălalt? Împărtășind experiența și ideile mele. Perfect. Dacă vrea și eu, o persoană care nu e așa un invitat clasic, ar fi minunat. Cineva care poate pentru prima dată sau pentru primele dăți. Pentru ultima dată. Vom afla. Ok, perfect. Vă mulțumesc mult pentru exercițiu. Mă bucur că ați fost așa de cooperanți. Haideți să vă aplaudați pentru efortul făcut. La... Și în aplauzele voastre o să trecem la prima vorbitoare de astăzi. Este vorba de Ana Marin, este un membru vechi al echipei. E o fată cu un suflet foarte mare, care se implică cu toată energia și cu tot sufletul în tot ceea ce face și face foarte multe proiecte. Dacă aveți o jumătate oră să vi le înșire pe toate, minunat. Cred că trebuie, eu zic, ca să le explici toate care ești implicată. Și le face pe toate cât mai bine și are din ce în ce multe rezultate frumoase. Întotdeauna când vorbește, e un subiect atipic, e un subiect la care nu te aștepta. Haideți să vedem ce o să ne spun astăzi, Ana. Să o aplaudăm. Amiază bună! Mulțumesc că ați ales să vă petreceți duminica alături de noi. Iar subiectul discursului de astăzi este feedback-ul. Acum ceva vreme am venit și am ținut un discurs aici și am avut o manieră mai ciudată de a prelua feedback. Voi ajunge în partea a doua a discursului la analiză felului meu de a prelua feedback. Și atunci veți înțelege și lucrurile pe care le-am făcut eu atunci, de ce le-am făcut. Dar mai întâi, poate să-mi spună cineva ce înseamnă feedback? Da. E părerea mea despre ceea ce e în context de public speaking, părerea mea despre prezentarea ta. Te rog. Vreau să spun un
mâncat înapoi, dar... Hrănit înapoi. Da, înapoi, da. Mai avem reacție inversă. Reacție inversă, te rog. Interesantă este un standard de mobilie. Vreți să afli părerea celor care asistă la ce credin sau care pot să pun să fără. Perfect. În feedback-ul, în general, este părerea ta asupra unui anumit subiect. În context de vorbit în public, contează foarte mult să dai vorbitorului feedback-ul tău. De ce? Pentru că îl va ajuta în viitor. Îl va ajuta să crească, îl va ajuta să învețe și va ajuta să vadă evoluția lui. Pentru că la un anumit moment, poate îi vei spune, consider, că vorbești prea încet. Sau, din contră, mi se pare că vorbești prea tare. Ei bine, astea sunt diametral opuse. Dar limba putea să învețe din feedback-ul tău să găsească o cale de mijloc și să-și păstreze un ton al vocii pe aceeași linie, care să nu fie nici prea sus, încât să deranjeze, nici prea jos, încât să nu se audă. În context de public speaking, cum spunea și Răzvan, pe un vorbitor nu îl va ajuta dacă îi vei spune că nu ți-a plăcut cum îi stă părul sau că ți-ar fi plăcut să vină îmbrăcat în roșu în loc de negru. Pe un vorbitor îl va ajuta foarte mult dacă vei vorbi. Nu mi-a plăcut faptul că nu ai structură. În orice discurs trebuie să ai o introducere, un cuprins și un final în care să tragi concluzii. Asta înseamnă să ai o structură. Și e bine să urmărești acest lucru. Pe un vorbitor care va primi acest feedback, îl va ajuta să știe că nu a avut o structură. Poate el a considerat că felul în care și-a elaborat discursul a avut toate cele trei elemente, dar tu, ca și public, nu l-ai sesizat. Pe viitor, ca și să facă o departajare a structurii mai clară. Dacă îi vei spune, prezentarea pe care a avut-o, a avut foarte multe elemente. Sunt vorbitori care îi plac ca în spate să aibă prezentări cu foarte multe lucruri. Eu sunt o persoană foarte, foarte veselă și îmi plac foarte mult culorile. Cât mai vii, cât mai multe, încep cât mai multe. Nu s-a zice de acum sunt îmbrăcat astăzi, dar de obicei. Toată lumea arată că încep de obicei foarte colorat. Ei bine, dacă aș pune într-o prezentare, mi s-a întâmplat să pun lucruri foarte colorate. Mie mi-a plăcut. Era prezentarea mea, normal că mi-a plăcut. În schimb, feedback-ul pe care l-am primit este că au obosit ochii celor care au primit prezentarea. Am învățat că, deși mie îmi plac culorile, e bine să mă rezum, am repune pe prezentare. Mă dau mai așa. Undeva la mijloc. Feedback-ul vi se spune serviți-l sub formă de sandwich. Ceva ce v-a plăcut, ceva ce nu v-a plăcut și din nou ceva ce v-a plăcut. Știe cineva de ce trebuie să servim așa feedback-ul? Ca să terminăm într-o notă pozitivă. Ok. Ca să fie delicios. Ca să nu te moralizezi. Ok. Mi s-a spus aici ca să nu demoralizez speaker-ul. Te rog. Vreau o regulă, laudă, critică, laudă. Ok, laudă, critică, laudă. De ce nu demoraliza un vorbitor prin faptul că îi oferim cel mai frumos cadou pe care îl poate primi la finalul unei prezentări? Dacă se spune doar partea negativă, are impresia că totul nu merge bine. E bine să ai topic și de soluții la lucrurile respective, înțelegi? Ok. Deci, un feedback trebuie să fie argumentat, înțeleg eu. Adică nu pot să spun cum zicea Răzvan, nu-mi place. Nu îmi place pentru că și consider că ar trebui să faci așa. Ok, este părerea mea. Nu înseamnă că vorbitorul data viitoare va aplica tot ce am spus eu în feedback. Dar m-am învățat. Eu sunt de pe principiu că feedback-ul constructiv multă lume numește feedback negativ și eu urăsc chestia asta, tot ce înseamnă, tot ce începe cu nu și negativ, mie mă face așa, proteină. Ei bine, feedback-ul constructiv este ceea ce te ajută pe tine să crești. Păr de găină. Pielea de găină o face toată lumea, păr de găină prea puțin.
Ei bine, în momentul în care cineva îmi spune... Nu știu, ai prea... Mi s-a spus la trecută că mă miști foarte mult. Eu sunt o persoană plină de energie. Pentru mine este foarte chinuitor să stau în același loc și să nu fac nimic. Chiar dacă vorbesc și toată lumea spune că energia trebuie să fie concentrată pe faptul că vorbesc, ei bine, nu pot. Și continui să mă mișc. Într-adevăr, urmărind înregistrarea, mi-am dat seama că chiar și pentru mine mă mișc foarte mult. Și atunci încerc să-mi limitez un pic mișcarea. Dar m-a ajutat feedback-ul. Pentru că m-a făcut să conștientizez. Multă lumea a fi spus că e un feedback negativ. Te miști prea mult. Așa cum să mă simt atacată. Cum să mă mișc prea mult eu? Nu, eu mă mișc exact cât trebuie. Am atâția de vorbit în public. Cum să mă mișc prea mult? Nimeni nu mi-a spus până acum că mă mișc prea mult. E bine, se pare că ocazional mă mișc prea mult. A fost un feedback constructiv care pe mine m-a ajutat foarte mult să conștientizez anumite lucruri. Și atunci, vă întreb eu, cum ar trebui să fie feedback-ul? Sub formă de selfish? Sau ar trebui să conțină lucruri care să-l ajute pe vorbitor să devină mai bun? Să conștientizeze anumite lucruri? N-am fost eu. Nu se exclude la pe cealaltă. Ok. Dar dacă, spre exemplu, nu ai ce să-i spui bun. Atunci o mai întâlnire. Împreună cu ploaia, asta și cu umbrelă. Adică, spui, te miști prea mult, și ar trebui să te gândești la prietenul sau ceva de genul ăsta. Îi dai și o soluție. Ok. Te rog, îți faci. E o chestiune de ochelarii pe care îți pui de filtre. Întotdeauna există și o lasbună, ok, pentru că o vezi bine și cu mine merită îmbunătățile. De multe ori mai vede barate, merită îmbunătățile și mai ales autofiltrul e genial la lucrurile astea. Exact. Trebuie să căutăm, în primul rând, trebuie să apreciem la omul care vine în fața noastră curajul de a fi aici. Dar, asta nu înseamnă că ar trebui doar să spunem lucrurile care ne-au plăcut. De foarte multe ori am observat că oamenilor nu e frică să spună lucrurile care le-au plăcut și nu e frică să-și asume chestia asta. E bine, asta nu ne ajută pe noi să evoluăm nici măcar ca vorbitorii publici și nici în viața de zi cu zi. Pentru că dacă să vii și faci o treabă și tu consider că o faci bine și nimeni nu-ți spune nu este ok ceea ce faci, apoi tu vei continua pe drumul tău și s-ar putea la final să ai un proiect care o dă în bară, foarte nasol și șeful să te cheme și să zică, știi, ne pare rău, data viitoare nu o să te mai ocup de proiecte. Dacă cineva, în schimb, îți spune la bun început, încearcă și soluția de a lucra la cineva. Sau încearcă să ți prezentăm mai dese. Sau vorbește cu toată lumea în echipa ta și cu ședințe mai dese. S-ar putea să observi că proiectul ia o altă turnură și atunci. S-ar putea la final, lumea să zică, wow, ce proiect fantastic. Hai să mai dăm două sau trei să te ocupi că ai abilități de project management. Consider că e foarte important feedback-ul. Acum vă spuneam, întorcându-mă la acum o lună, când eu am avut un discurs, la un moment dat am avut o întrebare la legată de ce ți-ai dorit să ai mai mult. Și am primit un răspuns din partea asta de la cineva și mi s-a spus că timp. Ei, și aduce aminte persoana respectivă cam care a fost reacția mea? Da, și aduce aminte. Cum a fost, Paul? E, timp, impavent. Exact. Ce credeți? Cu Paul mă știu de câțiva ani bun și este o persoană foarte dragă care mi este aproape. Credeți că i-a venit ușor după aia să-mi dea feedback? În condiții în care noi suntem prieteni. Dar eu când am pus o întrebare și el mi-a răspuns, eu nu am respins, i-am respins ideea. Și cred că chiar așa a fost și gestul. Timp îți faci. Da. Ți-a fost ușor să-mi dai după aia feedback? Mie da, pentru că te știu că accepti, adică te știu o persoană deschisă. Ok, da. Ți-a chiar a fost drăguț cu mine. Dar dacă ai fi fost la început și era prima interacțiune cu mine, ți-a fi fost ușor să-mi dai feedback? Dacă ți-aș fi dat feedback, adică te-aș fi considerat arogant. Ok. Deci, contează foarte mult cum primim răspunsurile și cum primim feedback-ul. A urmat încercarea mea de a obține feedback-ul. Credeți că am primit multe feedback-uri după îndepărtarea lui Paul? Ce părere aveți? Au mai fost
fost oameni care au avut curaj să vorbească cu mine la secțiunea feedback? Tot așa câteva persoane care dau din cap. Depinde ce publica mai în sală, cât de curajoși erau. Exact. Trebuie să recunoaște că corelele au super fain. Era greu să dai din discursul a fost despre felul în care străiești pasiunea și vorbim despre pasiunea de a picta tricouri și de a picta lucruri în general. Ei bine, contează foarte mult atunci când cer feedback de la oameni, să fie o persoană deschisă și să-i încurajezi să vină să îți dea feedback, să-i faci să înțeleagă că pe tine te ajută feedback-ul lor, indiferent că este constructiv sau apreciativ, și să îți păstrezi în permanență, inclusiv non-verbalul deschis. Dacă faci mișcări de genul sau stai pur și simplu așa, sau mai există încă o mișcare foarte inteligentă de a bloca feedback-ul. În momentul în care s-a început zona de feedback, eu am pus mâna așa și am spus, hai, aștept feedback-ul. Credeți că am încurajat feedback-ul? Este o poziție arogantă, este o poziție de putere. Pentru cineva care este foarte ușor intimidat, nu cred că va avea curajul să se ridice să-mi spună, știi, eu consider că ai vorbit prea tare sau prea repede. Poate cineva care mă cunoaște ceva vreme ar îndrăzni așa cu chiu cumva, dacă ar avea probabil 3-4 persoane între mine să îmi dea feedback-ul. Ana, și alți mari s-ar lua delegat cu chestia asta. Că am văzut la dator speaker linșați pe arocat, să știe. O să iei defectiv ce ai ăștia arocat. Ce bine că la public speaking este un mediu safe, am vorbit public. Să am o zavent să încerc să opresc de linșați. Nu să mă pune, sunt prietene. Contează foarte mult cum încurajați voi feedback-ul și cum îl cereți. Pentru că, ce v-a spus și Răzvan, s-ar putea prin atitudinea pe care aveți, poate pentru voi care vi se pare o atitudine normală, să încurajați la ce e mai rău. Și deși spuneam că feedback-ul constructiv era care ne ajută, un feedback constructiv care îți lasă cu noi până să știți că nu este calea cea bună de a obține părerea celui care te-a ascultat. Cam aici se încheie feedback-ul meu pentru voi și sper ca ce-am spus eu să vă ajute pe voi să dați un feedback în măsură să-l ajute pe cel care pășește aici să se dezvolte. Mulțumesc!